știu că e foarte frumos să fii mămică, să ai un copil, e un sentiment unic, dar și în același timp că este și foarte greu, mai ales cum spui tu, că nu ai ajutor. Da, e foarte solicitant. Sunt 24 din 24 lângă ea. Foarte puțin cred că pot să plec de acasă singură, maxim o oră pe zi și atunci cu acordul lui, adică e totul stabilit dinainte, nu există ceva spontan. Faci o procură înainte. Da, nu există nimic spontan de când a venit ea în viața noastră, totul trebuie să fie organizat. Pentru că așa merg lucrurile când ai copil. Cum a fost schimbarea asta? Tu erai obișnuită să faci ce vrei, să pleci când vrei, aveai o viață agitată? A fost foarte greu, cred că asta m-a și băgat în depresie după ce am născut. Pentru că lucram într-un mediu unde interacționam cu oameni sute zilnic, ieșeam, făceam tot ce voiam eu și dintr-o dată viața mea s-a schimbat radical la 90 de grade. Adică copilul depinde de mine și acum trebuie doar să mă ocup de ea și atât. Spune că ai intrat în depresie. Cum s-a manifestat această depresie la tine? Plânsete, non-stop plângeam. Nu puteam să mănânc absolut nimic, e o gurmandă. De când mă știu, nu puteam absolut să bag ceva în gură. Nu puteam. Și eram nervoasă non-stop, nu puteam să o accept în viața mea, nu știu, parcă o învinovățeam de tot ce mi s-a întâmplat, de toate schimbările produse în viața mea, parcă o învinovățeam pe ea de ele. Dar atunci nu realizam, fiind în depresie și atâtea stări care m-au încercat. Mulțumită la Dumnezeu și rămădării, n-am scăpat într-o lună de depresie și am fost bine după. Mi-a ajutat totul să scape de depresie, că presupun că și pentru tine era un sentiment nou, era destul de greu. Am încercat să o fac să vadă partea plină a paharului, nu partea goală. Pentru că, în general, noi românii vedem doar partea goală a paharului. Și partea plină nu mai vedem. Nu putea să vadă fericirea pe care Dumnezeu ne-a trimis-o nouă, din atâtea persoane, și vedea doar, m-am îngrășat, nu știu ce, n-am timp de mine, nu știu cum. Și am încercat de fapt să explic, sau mai bine zis să-i arăt adevărul așa cum este el. Adică am zis, uite-te cine este în pat, este un îngeraș în pat, care alți oameni... Și l-ar dori, da, și care... noi suntem privilegiați cumva să o avem și tu te uiți doar în oglindă și zici, vai ce m-am îngrășat, da, plângi că nu mai ai timp să te duci la sală sau unde te duceai înainte, dar tu ești fericită pentru ce ne-a dat nouă Dumnezeu și era cumva ca un fel de terapie. M-a luat de mână și mă ducea lângă ea, uite, vezi, e copilul nostru, Dumnezeu ne-a ales ca să-i fim părinți și să ne bucurăm de ea, nu să vezi ca o povară lucrul ăsta, eu așa le vedeam în momentul ăla. Ați ales să vă ajute cineva, nu știu, dacă părinții nu ar fi avut posibilitatea, o bonă sau... Păi mama mea lucrează foarte mult, iar mama lui este destul de în vârstă, copiii se creșteau altfel înainte față de cum se cresc acum. Momentan am considerat că e mult prea mică, a avut și foarte multe probleme, alergie la proteina laptelui de vacă, trebuia hrănită într-o anumită poziție, că avea reflux agresiv și am zis, măi, lasă să ne ocupăm noi de ea. Și acum am stabilit de săptămâna viitoare să vină la noi să ne ajute. Să o introduc așa puțin în viața asta bebelușească. Da, mama, vine mamaie. Spune așa câteva cuvinte. Spune, tati. Da, zi, mămica. Spune. De luni? Cu minte. Da, da, e cu mințic. Acum e puțin obosită, dar reacționează bine. Reacționează bine. Da? I-am spus că să aibă răbdare, pentru că mai este puțin și o să înceapă să meargă. Și atunci o să-i trebuiască energie. Și o să slăbesc atunci. Cu siguranță. O să-i trebuiască energie. Practic asta era cea mai mare durerea mea, că mă chinuisem înainte să slăbesc, să arăt și eu bine. Și am rămas gravidă și m-am îngrășat 35 de kilograme. Și am slăbit acum 26, încă mai am de slăbit, dar asta era cea mai mare tragedie pentru mine. Că îmi place când mă uit în oglindă să văd o femeie frumoasă și nu mai vedeam, era undeva în amintirea mea femeia aia frumoasă. Asta este doar în capul ei. El mă iubește, ce să zică.